Cuvântul lui Dumnezeu spune că ferice de cei ce sunt în casa ta, că ei tot mai pot să te laude. Binecuvântăm pe Dumnezeu și mulțumim că suntem în casa Lui și că aici putem să-L lăudăm. I s-a spus despre Habacuc și e adevărat, vedem cu ochii noștri cum lucrurile se schimbă în țara aceasta și nu spre bine. Mai zilele trecute, un prieten mi-a dat telefon și mi-a zis, Sandule, cred că trebuie să ne adunăm provizii. Agricultura va trece prin mare criză. Îngrășămintele care se fac pentru agricultură s-au scumpit de 3 ori. Este foarte posibil să fie criză de multe lucruri. Ne întoarcem la Habacuc. Nu știm cum o să fie. Nu știm cât o să fie de greu. Dar noi trebuie să fim credincioși lui Dumnezeu. Și așa cum am spus, lăudăm numele Domnului, toți cei ce suntem în casa Lui. Și este cu durere când vedem că din ce în ce mai puțini vin la casa lui Dumnezeu. Lucruri care nu le înțelegem, dar stăm în nădejde înaintea lui Dumnezeu. Credem că El va putea să schimbe lucrurile. Ce lipsește bisericii de astăzi? V-ați gândit? Care este lucrul care poate a fost și nu mai este? Și asta trebuie să recunoaștem noi înșine. Ce a fost și nu mai este astăzi, cum a fost în altă dată? Ce lipsește? Râvna. Dragostea. În seara aceasta vreau să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri despre dragostea din tâi. Și unul din puținele locuri în care ne se vorbește despre dragostea din tâi este în Apocalipsa 2, începând cu versetul 1. Îngerului bisericii din Efes scrie-i, iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Și aici să ascultăm, știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta. Și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Și aici vine partea cea mai grea. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți aminte, dar, de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Cine este cel care vorbește bisericii? Domnul Iisus Hristos. El este cel care ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umbră prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. În primul rând, trebuie să recunoaștem că Domnul Iisus Hristos nu vine și pune problema exact acolo unde doare. În primul rând, recunoaște părțile bune. Și dacă ne uităm la biserica aceasta, știu faptele tale, osteneala, răbdarea, ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși, știu că ai răbdare, știu că ai suferit din pricina numelui meu și n-ai obosit. Când citim toate aceste lucruri, ce putem spune despre asemenea biserică? Ne-am dorit și noi să avem o asemenea biserică, nu? Am vrea să avem o asemenea biserică în care toate aceste lucruri să fie în biserică, să fie împlinite aici. Întrebarea este de ajuns sau nu? Cuvântul spune în continuare, dar ce am împotriva ta? Dar ce am împotriva ta? Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Și interesant zice, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi.
Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ce înseamnă îți voi lua sfeșnicul din locul lui? Ce înseamnă? Moarte spirituală. Destin în locul unde nimeni nu vrea să meargă. Prima concluzie. Dragostea dintâi are o importanță capitală, nu este un lucru de glumă, nu trebuie să trecem ușor peste ea. Dacă nu am găsit-o încă, trebuie să o căutăm cu toată inima, iar dacă am pierdut-o, trebuie să ne întoarcem înapoi la ea cât se poate de repede. Și în 1 Timotei, capitolul 1 cu 5, spune: ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Ținta poruncii este dragostea. Dragostea dintâi trebuie dovedită, este unică și este perfectă. Iubim pentru că întâi Domnul Iisus Hristos ne-a iubit. Acum, imediat am venit la întrebarea, ce-o fi dragostea asta dintâi? În ce fel putem să spunem dragostea dintâi? Am stat și m-am gândit, ce înseamnă dragostea dintâi? Înseamnă prima dragoste, nu? Și am stat și am privit în urmă. Când un tânăr sau o tânără se îndrăgostește, cum este dragostea? Este extraordinară. Ar vrea tot timpul să fie cu fata sau cu băiatul respectiv. Trece peste orice încercări, peste orice probleme care le are și vrea să fie împreună. Totdeauna să fie în prezența celui pe care îl iubește. Cum suntem noi? Domnul Iisus Hristos ne-a iubit întâi. Și dragostea lui nu se schimbă. Dar cui dragoste se schimbă? A noastră. Noi nu suntem unde trebuie să fim. 1 Ioan 4,20. Dacă zice cineva iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Trebuie să recunoaștem, dragostea este una dintre cele mai puternice forțe din experiența umană și ea ne afectează în multe moduri, mai mult decât putem să ne imaginăm. După cum știm, există cele patru feluri de dragoste, nu? Toți probabil că le știm. Storge, legătură de familie dintre părinți și copii, dintre frați și surori, în aceeași familie. E rea? Nu e rea. Dar este o dragoste, am zice noi, preferențială. Filia, o legătură de prietenie. Cât mă iubești, atâta te iubesc. E bună și asta? Mai bine decât altceva, decât nimic. Eros, dragoste romantică, erotică, sexuală. Nu este de ajuns. Și apoi este ultima, dragostea agape. O iubire necondiționată față de Dumnezeu și față de aproapele nostru. Matei 2, 22 cu 37, Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul tău, pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Romani 13 cu 8 zice așa: să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții. Căci cine iubește pe alții a împlinit legea. De fapt, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă, să nu poftești și orice altă poruncă mai poate fi.
se cuprind în porunca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea este, deci, împlinirea legii. Ce putem să spunem din toate acestea? Dragostea față de oameni, în general, este semnul cel mai bun că o persoană îl iubește pe Dumnezeu. Noi, în calitate de credincioși, suntem chemați să iubim pe toți oamenii. Aceasta este dragostea dintâi, care apare atunci când cineva are o relație bună cu Dumnezeu. Iubirea, dragostea dintâi, este aceea care distinge biserica lui Dumnezeu de oamenii care nu-L iubesc pe Dumnezeu. Când Pavel a scris credincioșilor din Efes, probabil în jurul anilor 54 după Hristos, el a menționat dragostea lor unul față de altul și a încurajat unitatea în dragoste în trupul lui Hristos. Dragostea fraților din biserică a fost probabil motivul pentru care biserica din Efes a avut un mare impact într-un loc cu totul corupt. Mai târziu însă Dumnezeu i-a avertizat pe efeseni și le-a spus despre dragostea dintâi, că au părăsit-o. Au părăsit dragostea dintâi. Și ne-am întrebat, dar de ce oare? Ce s-a întâmplat acolo? Probabil, nu știm sigur, dar probabil, oamenii au devenit așa de prosperi că erau preocupați de alte lucruri. Alergarea lor pentru a realiza cât mai mult și cât mai repede era mai importantă decât casa lui Dumnezeu, decât dragostea pentru casa lui Dumnezeu, pentru frați și surori. Sau datorită unor neînțelegeri cu privire la unele învățături biblice. Haideți să recunoaștem. Mulți creștini contemporani se concentrează mai mult pe lucrurile care ei nu sunt de acord decât pe iubirea frățească. Aceasta este unul din motivele pentru care biserica în ansamblu astăzi este atât de fracturată. Mărturia noastră pentru Domnul Iisus este așa de slabă și comunitatea creștină în ansamblu nu este la fel de eficientă astăzi, așa cum citim că a fost biserica din Efes atunci, la început. Haideți să încercăm să înțelegem mai mult lucrurile acestea. Cum ar fi o căsătorie dacă soția ar îndeplini toate îndatoririle ei, dar fără să-și mai iubească soțul? Sau cum ar fi o căsătorie dacă un soț ar continua să lucreze din greu, purtând grija familiei sale și ar continua să îndeplinească toate sarcinile obișnuite ale gospodăriei care revin unui soț, dar nu și-ar mai iubi soția? Nu ar fi căsătoria aceea o relație rece, forțată, sterilă? Îndatoririle îndeplinite din dragoste pentru soț sau pentru soție conferă sens, stabilitate și căldură căsniciei. Trebuie să recunoaștem vestirea Evangheliei, misiunile, facerile de bine, programele, nu vor lipsi niciodată din biserică, dar ceea ce leagă biserica împreună este dragostea, ceea ce Apostolul Pavel mai numește legătura desăvârșirii. Nu totdeauna motivația a tot ceea ce facem în biserică este legată de dragoste. Nu suntem ținuți la oaltă prin garduri sau interese financiare, ci suntem atrași unii de alții de un magnet a cărui putere nu vom putea să o înțelegem de plin niciodată. Cine este magnetul? Iisus Hristos. Și care este puterea magnetului?
este dragostea Lui, care, cu care suntem iubiți și vom fi iubiți toată veșnicia, de care nu ne va putea despărți nimic din lumea aceasta. Dragostea. Dragostea din tâi, dragostea fierbinte, dragostea sinceră. Cântarea Cântărilor, capitolul 8, cu versetul 6, ne spune: dragostea este tare ca moartea și gelozia este neînduplecată ca locuința morților. Jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o înnece, dar de ar da omul toate averile lui, din casa lui, pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreț. Ce lipsește cel mai mult bisericii de astăzi este dragostea din tâi. Am încercat să mă gândesc care sunt simptomele care spun că ne-am pierdut sau poate chiar nu am avut niciodată dragostea din tâi. Și am încercat să punctez câteva lucruri. Poate nu sunt toate, poate nu sunt cele mai bune, poate nu sunt puse în frază așa cum trebuie, dar haideți să încercăm. Simptome. Prin ceea ce iubim mai mult, poate fi iubirea de sine, iubirea de bani sau iubirea de plăceri ale firii pământești. Nu suntem gata să ajutăm pe frații noștri, simptome. Sau pe cei de afară care sunt în nevoie, în necazuri, bolnavi, care sunt descurajați sau căzuți spiritual. Citeam aici nu prea de mult din Proverbe 3:27, unde zice așa: nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea când poți să o faci. Nu zice apropului tău: du-te și vino iarăși, îți voi da mâine, când ai de unde să dai. Nu e interesant? Atunci când iubesc cu adevărat, fac imediat orice pot. Când dragostea mea pentru cineva nu este așa cum ar trebui să fie, încerc să o amân, încerc să evit, încerc să fac orice ca să nu fac lucrul acela. O altă simptomă: nu avem o relație zilnică cu Domnul nostru. Nu simțim nevoia să ne rugăm, să citim cuvântul Bibliei. Alt simptom: inima noastră nu mai este întreagă pentru Dumnezeu. Este numai 90%, 75%, 50% sau poate chiar mai puțin. Și există un alt punct care probabil ne va surprinde pe toți. Poate iubim mai mult nevasta, copiii, pe tata, pe mama, pe fratele, pe sora, pe prietenul sau prietena, decât pe Dumnezeu. E posibil? Hai să vedem ce zice Domnul Iisus Hristos. Matei 10:37. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cuvinte tari. Și totuși, sunt cuvintele Scripturii, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Alte simptome: nu dăm întâietate lui Dumnezeu în hotărârile noastre de zi cu zi. Luăm fel de fel de hotărâri și nici nu întrebăm pe Domnul, nici nu zicem: Doamne, e voia Ta, nu e voia Ta, vreau să fac cu tare sau cu tare lucru, e bine sau nu e bine. Nu mărturisim pe Domnul celor din jurul nostru. Poate chiar ne rușinăm de numele Lui. Acesta este o simptomă că dragostea din tâi nu lucrează în noi așa cum ar trebui să lucreze. Nu așteptăm venirea Domnului, deși vedem cu ochii noștri cum toate evenimentele din lume ne spun că trăim vremurile cele mai din urmă. Aș vrea să fac o mică istorie a orașului Efes, ca să ne dăm seama unde se afla biserica din Efes. O istorie a orașului Efes. Efes, un oraș antic, azi este doar o ruină, pe coasta de vest a Asiei Mici, la sud de Izmir, în Turcia de astăzi.
A fost întemeiat în secolul XI înainte de Hristos de coloniști ionieni, adică greci, devenind în cursul timpului unul dintre cele mai dezvoltate centre religioase și comerciale. Efesul a dominat din punct de vedere cultural și științific. Orașul s-a aflat rând pe rând sub diferite ocupații străine. Și acum să vedeți ce era în Efes. În Efes, aici se afla templul zeiței Artemis, construit în secolul 6 înainte de Hristos, considerat ca una din cele 7 minuni ale lumii antice. A fost incendiat în anul 356 înainte de Hristos de un cetățean din Efes cu numele de Herostrat, din dorința de a deveni celebru. Evenimentul a avut loc chiar în noaptea în care s-a născut Alexandru cel Mare, iar oamenii vremii ziceau că zeița Artemis plecase pentru a ajuta la nașterea lui Alexandru cel Mare și de aceea nu și-a protejat templul care a luat foc, care a fost incendiat. Orașul Efes a fost ocupat de romani în anul 133 după Hristos, devenind capitala provinciei romane Asia. A suferit pierderi însemnate și la cutremurile de pământ din anii 358 și 365 după Hristos. În secolul 7 după Hristos, după ce a fost ocupat de turci, Efesul a decăzut din toate punctele de vedere. Aici a fost locul în care au avut loc trei consilii sinodice. În anul 190 după Hristos, consiliul convocat de Policrat pentru a fixa data sărbătoririi Paștelor. În anul 431 după Hristos, împăratul Teodosiu al II-lea, deci al doilea sinodiu, și în anul 449 după Hristos, al treilea sinodiu, la care s-a clarificat natura dumnezeiască și cea umană a Domnului Isus. Fel de fel de teorii, fel de fel de neînțelegeri și au venit să lămurească problemele. Aici au slujit apostolul Ioan și apostolul Pavel. Conform tradiției creștine, în imediata apropiere a orașului, ar fi fost îngropată Fecioara Maria, în capela Panagia Capulu, iar în interiorul orașului ar fi fost îngropat evanghelistul Luca. Pe lângă faptul că Efesul avea băi și toalete publice sau magazine de mirodenii cetățenilor din Efes, nu le lipseau nici bordelurile, casele de prostituție. Unul dintre ele se afla în apropierea bibliotecii lui Celsus, deci avea o mare bibliotecă acolo. Și era reprezentant printr-o urmă de talpă și o față de femeie. Se pare că nu a fost poziționat întâmplător acolo. Unii din bărbați, spunând că ei merg la bibliotecă, mergeau de fapt la bordelul de lângă bibliotecă. Tot aici au fost construite templul Domitian, templul lui Hadrian, fântâna lui Traian, Odeonul, un mic teatru cu o capacitate de 1500 de locuri, utilizat pentru organizația de concerte și ca loc în care se desfășurau întâlnirile Consiliului orașului, agora comercială și poarta Mazeus Mitridates, fiind locul în care existau mai multe magazine și aveau loc schimburi comerciale foarte importante. În această istorie ne dăm seama că orașul Efes era un loc de mare prosperitate și un loc de mare cădere morală și spirituală, în care biserica a trebuit să lupte din greu pentru a rămâne în picioare. Motivele pierderii dragostei din tâi și drumul de întoarcere acum. Viața prezentă poate fi diferită față de cea care a fost când eram pe culmea cea mai înaltă a relației noastre cu Dumnezeu, poate avem mai multe responsabilități, mai puțin timp și poate avem mai puțină energie. Totuși, Biblia ne spune să ne întoarcem. Avem nevoie să cerem ajutorul și puterea din partea Domnului ca să aflăm de la El cum să ajustăm viața noastră zilnică cu toate cerințele ei și să includem în ea obiceiurile bune pe care le aveam altădată, când eram aproape de Dumnezeu. S-ar putea ca aceste modificări să dureze mult timp și să implice foarte mare efort. Sau, prin harul lui Dumnezeu, să se facă foarte ușor
și foarte rapid. Cred că aici contează în ce măsură noi suntem foarte hotărâți să ne întoarcem înapoi la dragostea dintâi. Domnul ne cunoaște cel mai bine, așa că va trebui să ne încredem în El, cerând călăuzirea Lui în ce privește ce, când și cum să facem schimbările necesare în viața noastră ca să ne întoarcem la dragostea dintâi. Trebuie să privim la lucrurile care ne țin ocupați și care ne distrag de la relația noastră cu Dumnezeu. Și cred că la capitolul ăsta suntem campioni în perioada asta. Alocăm prea mult timp pentru alte lucruri care nu ne folosesc la nimic. Telefonul, internetul, poate și alte lucruri. Vor fi lucruri care va trebui să le refacem, să venim înapoi la ele și lucruri care trebuie să alegem să nu le mai facem pentru a putea să ne apropiem de Domnul nostru Iisus Hristos. O altă cauză, poate am căzut în fața unor ispite și apoi am schimbat modul nostru de viață, devenind mult mai firești, am ajuns să iubim mai mult lumea și lucrurile din ea, pierzând astfel relația noastră cu Dumnezeu. Încă o dată, am căzut în fața unor ispite. Este foarte posibil cineva să fi căzut în ispită, apoi să fie descurajat, să depărteze de Dumnezeu. Pentru toți există o cale de întoarcere, dacă vrem să o acceptăm. Apoi, poate să fie influența negativă a celor din familia noastră sau a prietenilor. Poate încercările vieții, probleme de sănătate, lipsuri materiale, slăbirea sau ruperea relațiilor de familie sau cele cu prietenii din biserică și alte simptome, așteptări neîmplinite, rugăciuni fără răspuns. Ce ne zice cuvântul lui Dumnezeu? Amintește-ți de unde ai căzut. Amintește-ți de unde ai căzut. Ce înseamnă să ne amintim? Să ne oprim. Să ne cercetăm. Să vedem care sunt lucrurile care nu mai sunt cum trebuie. Care sunt lucrurile la care trebuie să ne întoarcem. Și care sunt lucrurile la care Dumnezeu ne cheamă și trebuie să le împlinim. Amintește-ți de unde ai căzut. Ok, ne-am amintit. Și acum ce facem? Care este următorul cuvânt? Pocăiește-te! Pocăiește-te! Cum ne pocăim? În primul rând să recunoaștem starea în care suntem, starea în care am căzut și apoi pocăința înseamnă ajutorul Duhului Dumnezeu. Fără Duhul Dumnezeu nu putem să ne întoarcem. Nu se poate! Suntem carne, oase și fire pământească și toate ne cheamă numai la lucruri slabe. Pocăința. Este încă vremea pocăinței. Este vremea cercetării. Diavolul ne va spune că azi nu este timpul potrivit pentru pocăință și că ar trebui să amânăm mai târziu. Dacă se poate, pe un termen nelimitat. Dumnezeu întotdeauna ne va spune că astăzi este ziua când să ne întoarcem la pocăință, la dragostea dintâi. Și astăzi să facem schimbarea de care este atâta nevoie. Să nu ascultăm mesajul de amăgire al diavolului. Primul pas pe care putem să-l facem în vederea schimbării este să punem timp deoparte pentru Dumnezeu. Pentru biserică. Să punem timp deoparte pentru biserică. Pentru citirea cuvântului, pentru rugăciune, să cerem ca să fim umpluți cu Duhul Sfânt. Acest prim pas ne va ajuta să facem alți pași în vederea pocăinței. Și Duhul Sfânt ne va da putere să facem toate schimbările necesare. Toate schimbările necesare. Totul este posibil cu ajutorul Duhului Dumnezeu.
Ok, am învățat toate lucrurile acestea. Ce ne rămâne? Să trecem la împlinirea prin fapte. Și vorba românească zice teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Nimic nu trebuie lăsat doar la nivelul dorințelor, ci cu totul cu ajutorul lui Dumnezeu să trecem la împlinire. Am găsit undeva o expresie care totdeauna îmi place să o readuc, să o reamintesc. Ok, ne dăm seama că nu suntem unde trebuie în ce privește dragostea din tâi. Ce facem? Poate să fie în familie, poate să fie cu prietenii, poate să fie în biserică. Cineva a zis așa, fapte ale dragostei din tâi se vor transforma în sentimente ale dragostei din tâi. În engleză sună cam așa, motion of love will transform, will be transformed in emotions of love. Astăzi este timpul să ne gândim serios cum să ne întoarcem la dragostea din tâi. Ziua de mâine nu ne aparține. Ea este în mâna lui Dumnezeu. Putem să-i păcălim pe cei din jurul nostru, dar nu și pe Dumnezeu. Dragostea lui ne cheamă la pocăință. El nu vrea moartea păcătosului. Întoarcerea noastră va însemna bucurie în cer și o mare binecuvântare pentru noi, pentru familia noastră și pentru biserică. Trebuie să ne întoarcem la dragostea din tâi. Și ce spune cuvântul care l-am citit? Altfel, dacă nu ne întoarcem, dacă nu ne pocăim, altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Ce înseamnă aceasta? Pierdere pentru veșnicie. Și aș vrea să înțelegem că de multe ori căderea nu are loc dintr-o dată. Căderea are loc încet, încet, încet. Azi puțin, mâine puțin, poimine mai mult, răspoimine și mai mult. Și deodată se văd oamenii, ne putem vedea și noi, într-o stare de plâns. Și atunci ce facem? Ce a făcut fiul risipitor când și-a dat seama unde a ajuns? Sunt convins că n-a fost dintr-o dată. Sunt convins că a trecut ceva timp până când a ajuns să aibă grijă de porci. Să fie flămând, să fie zdrențuit, să fie murdar. În momentul acela ce a zis? Și-a venit în fire. Ce înseamnă și-a venit în fire? Am un tată. Am un tată care încă este în viață. Și el are mulți robi, mulți slujitori care duc mai bine ca mine aici. Nu mai merit să fiu fiul lui. Dar dacă mă primește, dacă mă primește, să mă primească ca robul lui. Și-a plecat spre casă. Spre surprinderea lui, tata l-a primit ca fiu. L-a primit ca fiu. S-a bucurat el și toți vecinii. Și a ajuns să fie din nou cu drepturile de fiu. Un singur lucru. Ce a risipit, a risipit. N-a mai avut. Domnul să ne întărească, să ne ajute într-o seară ca aceasta să ne cercetăm, să vedem unde suntem și dacă este nevoie, dacă este nevoie și probabil că este nevoie pentru fiecare din noi să ne întoarcem la dragostea dintâi. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.